Când o persoană te întreabă cine ești tu, reflexul este acela de a-ți prezenta numele, iar ulterior de a-ți descrie locul de muncă sau să spui din ce zonă provii. În alte culturi ai spune cine sunt părinții tăi. Astfel putem înțelege că a vorbi despre identitate înseamnă a vorbi despre cum ne stabilim noi existența în raport cu lumea care ne înconjoară. Uitându-ne deci în jurul nostru, ne vedem ajunși într-o societate a spectacolului, a care ne atrage și care urmărește prin diverse strategii să ne fure focalizarea, să ne fure închinarea, să distorsioneze, să falsifice identități. Cu atât mai mult acum într-o lume guvernată de social media. Ne aflăm în contextul societății pluraliste contemporane, care dorește să ne definească în raport cu lucrurile materiale. Însă, mai mult decât atât, aceasta dorește ca printr-o pseudo-definire să ne pierdem adevărata identitate. Prin faptul că societatea încearcă să definească identitatea omului raportându-l la lucrurile efemere, îi distruge de fapt adevărata identitate. Prin urmare, putem înțelege că identitatea dată de societate este la fel de trecătoare pe cât sunt de trecătoare și lucrurile prin care societatea definește identitatea unei persoane. Cum răspundem noi în calitate de creștini acestei provocări de a ne afirma identitatea creștină într-o lume asaltată de relativism și pluralism? Importanța afirmării identității creștine devine cu atât mai semnificativă cu cât aceasta este tot mai atacată. Însă această importanță a afirmării identității creștine nu derivă din perspectivele subiective ale unor curente de gândire efemere, ci din substanța incontestabilă care constituie credința creștină, o substanță de natură divină și cu o valență transformatoare. Liderii religioși ai Statelor Unite, la începutul secolului al XX-lea, priveau plin de încredere spre un secol al creștinismului. Însă, aceștia nu au întrezărit faptul că la sfârșitul acestui secol, importanța creștinismului în societate va fi pusă sub semnul întrebării. De ce este important să ne afirmăm identitatea creștină? Privind în istorie, dar și în prezent, putem remarca cum civilizația creștină continuă să ofere decorul vieții euroatlantice în toată emisfera nordică, în tot ceea ce înseamnă Occident. Putem spune despre toată această civilizație că este nemijlocit inspirată, fertilizată și fecundată ideatic, intelectual și chiar și artistic în jurul revelației creștine. Afirmarea identității creștine trebuie să fie un imperativ în dreptul fiecăruia dintre noi. Termenul creștin provine de la numele lui Iisus Hristos și indică o identitate. În alte cuvinte, noi purtăm numele lui Hristos. Suntem persoane care sunt cunoscute pentru loialitatea și afilierea lor față de persoana istorică a celuia care a fost și este numit de ucenicii săi, Fiul lui Dumnezeu, Iisus, evreul din Nazaret. De fiecare dată când folosim acest termen creștin, luăm împreună cu noi o istorie, un loc, un timp anume pe axa istorică a colectivității umane, a persoanelor cu care Dumnezeu a încheiat un legământ. Cel mai uimitor lucru este acela că atunci când o persoană lasă Scriptura să-i definească identitatea, nu în raport cu lumea, ci în raport cu Dumnezeu, va beneficia de o stabilitate deosebită. Doar cunoscând de unde vii și încotro te îndrepți și unde ești acum în raport cu Dumnezeu, vei fi cu adevărat liber. Nu vei fi lacheul sau sluga publicității contemporane. Nu vei fi sclavul mofturilor, modelor sau a trendurilor. Dacă lumea va încerca să îți influențeze deciziile, definindu-te în termenii unui anume corp, mașină, școală sau cont bancar, nu te vei scufunda în nesiguranță, în nemulțumire și în lăcomie, ci vei sta ferm în picioare, dar liber de toate aceste direcții materialiste, idolatre și egocentrice. De ce? Pentru că tu cunoști cine ești și ce înseamnă viața ta în ochii lui Dumnezeu. Adunându-ne în jurul Scripturii cu o atitudine de reverență, Dumnezeu ne descoperă identitatea noastră. Apostolul Pavel consideră unirea cu Hristos mai valoroasă decât orice altceva din viața lui. Ce s-a spune în Filipeni 3:8, bancă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotez ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El. Această unire cu Hristos este esențială pentru identitatea unui creștin. Apostolul Pavel scrie în Coloseni 3:3, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă în Hristos, în Dumnezeu.
Întreaga noastră identitate este ascunsă în Hristos, în Dumnezeu. Acesta este singurul mod în care ne putem răscumpăra identitatea în această lume decăzută, a căror valori sunt răsturnate și incerte. Faptul că identitatea noastră nu este definită în termenii unor lucruri materiale, ci este definită de Hristos, va fi caracterizată de stabilitate, deoarece El este acela care are o natură veșnică și neschimbătoare. În calitate de ființe umane, identitatea reprezintă una dintre cele mai semnificative probleme ale existenței noastre. După cădere, umanitatea a încercat să răspundă la două întrebări care încă ridică probleme pentru mulți. Cine sunt și care este rostul meu în această lume? Se pare că întreaga umanitate, prin știință și filozofie, nu a reușit încă să ofere un răspuns satisfăcător acestor două întrebări radicale și critice pentru existența umană. Însă, în primul capitol din prima carte a Bibliei, Geneza, putem vedea cum Dumnezeu, care este creatorul întregului univers, rezolvă aceste două probleme ale identității. Astfel, Cel care ne-a creat este și Cel care ne-a oferit identitate și scop. Suntem copii ai lui Dumnezeu, creați după chipul și asemănarea Lui, creați pentru a glorifica pe El, deoarece El este singurul care merită toată lauda noastră. Identitatea noastră este strâns legată de Creatorul nostru și astfel de relația și modul cum ne raportăm noi la El. Istoria arată că atunci când creștinii nu și-au afirmat identitatea în mod clar și vizibil, aceștia au căzut în prada culturii idolatre în care trăiau, uitând totodată care este identitatea și misiunea lor. Dar atunci când creștinii și-au afirmat identitatea, nu doar că îi aduceau glorie lui Dumnezeu, care este și scopul suprem al omului, ci devenea o binecuvântare pentru întreaga lume. Provocarea noastră nu este doar să acceptăm identitatea înaintașilor, ci și să ne însușim spiritul acestora. Nu este suficient să purtăm un nume, ci să ne asumăm responsabilitățile aferente lui, dar dobândind astfel o identitate. Afirmarea identității noastre creștine nu se manifestă în spatele ușilor închise, ci în afara zidurilor. În mod practic, aceasta se poate afirma prin implicarea noastră în problemele societății, asumându-ne astfel atât identitatea de creștin, cât și spiritul civic. Pericolul pentru creștinii de astăzi este de a deveni o tradiție confesională. Îndepărtarea de principiile consacrate, enunțate în Scriptură și adoptarea unor tradiții în locul altor tradiții duc la pierderea identității. Astfel, afirmarea identității creștine reprezintă atât o asumare cât și o afirmare. O asumare a responsabilităților, dar și o afirmare a unor principii. Trăim într-o lume caracterizată de instabilitate din punct de vedere al principiilor, în care oamenii se îndepărtează de responsabilități și îndatoriri. De aceea, într-o societate haotică și incertă, avem responsabilitatea de a ne asuma cu încredere și curaj identitatea creștină, fiind pe deplin încredințați de natura ei divină, veșnică și neschimbătoare. Acesta este adevărul, pur și simplu.